nouă creșă va fi deschisă cel târziu anul viitor la Drobeta Turnu Severin, în zona Parcului Tineretului. Municipalitatea a atras fonduri europene pentru această construcție prin programul Sfânta Ana, derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Vorbim despre o construcție cu dotări la cele mai înalte standarde europene, menite să le ofere preșcolarilor tot confortul de care au nevoie. Clădirea complet eficientă din punct de vedere energetic, cuprinde 70 de locuri și este prevăzută cu săli de joacă, de festivități, dormitoare, bucătărie, spălătorie, un cabinet medical cu izolator, ceea ce va asigura și un triaj al copiilor în sezonul virozelor, dar și spații generoase de joacă în aer liber. Văd că ați început în forță, echipaje multe, cum sunt lucrările? De pe data de 27 februarie avem ordin de începere, ne-am mobilizat. Avem termen contractual 12 luni pentru a finaliza investiția. Avem vreo speranță să terminați mai repede? Ne propunem să terminăm până la finalul anului. Ar fi nemaipomenit. Primarul Severinului și președintele Consiliului Județean Mehedinți au mers astăzi în teren, acolo unde au început deja lucrările pentru construcția celei mai moderne creșe din Drobeta Turnu Severin. Aceasta se construiește în zona Parcului Tineretului, acolo unde lucrările au început deja și avansează rapid. Clădirea noii creșe cuprinde 70 de locuri și este prevăzută cu mai multe săli de joacă, de festivități, dormitoare, dar și spațiu de bucătărie, pălătorie și un cabinet medical cu izolator. Ordinul de execuție s-a dat în data de 27 februarie 2023. Durata lucrărilor contractuale este de 12 luni. Discutăm despre o clădire parter, o are construită de circa 1200 de metri pătrați, compusă din 3 nuclee, un nucleu administrativ, un nucleu gospodăresc și un spațiu de dormit. Da? Spațiile verzi sunt dimensionate astfel încât discutăm despre circa 10 metri pătrați per copil. Instalațiile sunt cam maximul care se poate pune într-o clădire, da? Pornind de la căzire în pardoseală și terminând cu ventilație și tratare aerului. Tot prin Planul Național de Redresare și Reziliență, municipalitatea construiește încă o creșă cu aceleași dotări în zona Serpentinei Roșiori, cu o capacitate de aproximativ 40 de locuri. Este o creșă destul de mare. De fapt, dacă o luăm după cum le inventariază CNI-ul, este o creșă medie, dar pentru noi este destul de mare, 70 de locuri. Mai avem în pregătire și o altă creșă de 46 de locuri. Ce vă pot spune? O investiție de 16 milioane de lei, cu dotări la standarde europene pentru această clădire, dormitoare, săli de mese, festivități, loc de joacă, spațiu de triere a copiilor cu probleme medicale, vorbim de viroze în general, să nu-i aducem în colectivitate să-i îmbolnăvim și pe ceilalți, cu asistent medical, deci toate dotările de care ar avea nevoie o astfel de clădire. Constructorul ne-a garantat că încearcă până la sfârșitul anului să o termine. Au ca și termen un an de zile, dar eu sunt convins, după cum văd angrenați în lucrare, că se va termina până la sfârșitul anului. Deci începând de anul viitor, din 2024, vom avea încă 70 de locuri noi. Era extrem de necesară pentru că avem foarte multe dosare în așteptare la Direcția de Asistență Socială. Cu aceste două creșe am rezolvat o mare parte din aceste probleme, având în pregătire încă alte două creșe, adevărat mai mici, în jur de 40 de locuri. Era bine cunoscut faptul că în Severin era nevoie de grădinițe și de creșe. Grădinițele au început să fie reabilitate de către primărie. Pe de altă parte, mă bucur că s-au accesat fonduri europene prin PNRR pentru a se construi două grădinițe noi în municipiul nostru. Cea mai mare se construiește aici, în acest loc, și cred că primarul Marius Creciu s-a gândit foarte bine și a luat decizia corectă să o construiască pe acest amplasament, în condițiile în care sunt foarte multe blocuri aici. Am constatat că sunt foarte mulți tineri care locuiesc aici și au copii pe care îi aduc la cel mai mare loc de joacă, situat în apropiere, finanțat cu ani de zile în urmă, în cea mai mare parte de către Consiliul Județean, printr-un parteneriat cu
cu primăria. Mă bucur că se realizează o creșă modernă, va fi dotată cu toate utilitățile, la cele mai moderne standarde, de-abia aștept să fie dată în funcțiune și sunt convins că va fi neîncăpătoare după ce se va face recepția. Valoarea investiției pentru creșa din zona Parcului Tineretului se ridică la peste 16 milioane de lei, iar pentru creșa din zona Serpentinei Roșior la aproape 12 milioane de lei.